Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars de pe acest canal. Episodul în care vom face 4000 de trofee și după cum vedeți și am promis, o să deschidem și acest mega box de pe shop. Știți care este problema? Că șansele sunt foarte mici, cel puțin la legendară, după ultima legendară Crow pe care am luat-o. Șansele mele de legendară sunt 0,0096%. Asta ce înseamnă că nici măcar 0,1%, nu e? E 0,0096%. Probabil că Leon, din nefericirea mea, o să îl iau de pe shop când o să apară cu gen cu gemuri ca să-l cumpăr. Pentru că n-am nicio șansă ca să-mi pice din vreun chest sau să pice cel puțin din megabox să pice legendară la șansă de 0,0096%. Înseamnă să deschid vreo 200-300 de megaboxuri ca să-mi pice legendară, probabil. Vă dați seama? Dar eu stau așa și mă gândesc puțin. Că de asta îmi spuneau și băieții pe clan, pe club. Ben Team a deschis 160 de megaboxuri, nu i-a picat nicio legendară. Lui Mădălin îi trebuie 51 de brawl boxuri și un megabox ca să-i pice legendară și mitică. Nu știu care mi-e norocul, credeți-mă pe cuvânt. N-am mai avut un noroc de asta mare pe jocuri, sincer să fiu, la ce mi-au zis băieții că nu le-a picat în 5 luni legendară sau așa mai departe. Și eu care joc de 2-3 săptămâni, deja am două legendare, toate, aproape toate epicele, mai trebuie o epică, o mitică și o legendară. Deci asta e tot în 3 săptămâni de joc, Clash Royale, de Brawl Stars. Deci o să facem 4000 de trofee, probabil cu... Cred că o să dau 2 meciuri cu Mortis, 2 meciuri cu Crow. Da, prima dată hai să începem cu Mortis. Dar la ce să dăm noi? Să dau la Gem Grab? Sau să dăm la Shutdown, dar stau așa mai rău, stau mai mult coteală. Nu uitați de butonul de like și de abonare înainte să începem episodul, pentru că da, butonul de like este cel care contează, butonul de subscribe este cel care te ține la curent cu toate videoclipurile și toate notificările. Nu uitați și pe cloșciopel. Ok? Nu prea mă pricep cu Mortis, sincer să fiu. Nu îl văd un caracter foarte OP, știți? Care este faza și am văzut eu că la Mortis OP, coteala și fuga. Că nu dă damage foarte mare, nu se încarcă abilitatea foarte mult, dar coteala, gen să stai prin boscheți și să stai ultimul, cam așa te ajută să pușezi. Ok, îl văd aici pe ricochet. Hai că i-am luat chestul. Oh my fucking god! Deci cam asta este toată jmecheria de fugă. Hai că dacă e ceva mai fug și eu. Fugi, fugi, fugi. Aolo, na, mai fugi, na talent. Primul meci. Nu, cred că o să dau la Gen Grab mai bine. Oricum i-a dat 3 trofee pe plus, deci orice aș face, orice aș juca, îmi dă pe plus trofee. Deci nu ar fi asta o problemă. Am 3992. Da, nu mi se pare foarte OP. Părerea mea, Mortis nu mi se pare o carte foarte OP. Ok, băieți, haideți să dăm un match și la Gem Grab, să vedem dacă putem să facem ceva cu Mortis. Și după aceea dacă îi băgăm cioara la Haste. Să vedem dacă putem să facem ceva. Nu știu, cred că o să primească buff sau ceva de genul. Mortis mi se pare foarte slabă. Am eu power-ul mic pe Mortis, dar decât pot să fug cu ea, atât, nimic mai mult, nimic mai mult. Dacă mă duc în adversari, îmi dau demiurlă creierii în mine. Eu cum pot să... Dar nu pot să fac absolut nimic. Decât la solo probabil pot să fac față. La solo pentru că o dau cu fugă. Dar aici să mă duc, să iau gemuri, să mă duc în adversari. Nicio șansă, bro. Hai că l-am omorât pe la măcar. L-am omorât pe pistolar. Asta pune turetă de se sparge. Și nici nu are rage-ul foarte mare. Deci nici nu are rage-ul foarte mare, să zic așa. Ce vă spuneam? Imediat am murit. Na. Foarte iurea. Hai că ne ajută pistolarul și ia gemurile. Dacă e fug eu, iau gemurile și fug. E ok. Hai că am luat gemurile, ia bultul 1. Avem 6, e perfect. Dacă iau eu gemurile și fug cât se poate de mult și să-i facă băieții față cât de cât. Că da, la fugă sunt number 1. Sunt primul pe sate. Că hai că el primul a dat greșit. Ar fi interesant să-l bată pe el primul, să luăm gemurile, dar nu, a fugit efectiv. E foarte iurea, foarte iurea. Hai să iau gemurile, rapid.
Și a fugit. Run. Doamne ajută, măcar la fugă, dude, Mortis. Lasă-te, bere, că nu-i de tine. Deci pe ăsta, pe Mortis, sincer să fiu, eu nu l-aș fi făcut mitică. L-aș fi făcut Trophy Road din acela. Deci l-aș fi făcut Trophy Road pe Mortis, efectiv. Nu l-aș fi făcut epică. Mitică, pardon. Da, deci am câștigat, dar am câștigat cu mare noroc din cauza... din cauza că am fugit. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, bun. Am făcut 4.3998, bun. Deci 4.000, hai să deschid ăsta. Cum ar fi să pice ceva din el. Mortis și Dynamic. Dynamic. Că m-ați corectat foarte mulți. Mădălin, nu se zice Dynamic, se zice Dynamic. Ok. O să jucăm cu Cioara de data asta. Și o să mă bag probabil Haste sau nu, prima dată mă bag solo. Mă bag solo prima dată. Și probabil că dacă mă voi băga solo o să fac și deja 4.000 și o să deschid Mega Box-ul. Deci let's go, hai să băgăm solo cu ea. Cioara. Sunt curios cât de mare are rage-ul Cioara. Bine, o să am și de power 1, ceea ce nu o să fie extraordinar de... Nu o să reziste foarte... Mama, are rage-ul foarte mare, dude. Deci are rage-ul foarte mare. Nu muri, Cioară! Ce vine ăsta după mine? Dar are HP-ul mic, aia e nasol. Dar are rage-ul foarte mare. Și uite cum dai cu poison-ul ăla după el. Îi ia puțin, dar e ok. Și are viteză foarte mare, ceea ce îmi place. Deci e ok, ca legendară e chiar ok. Na, trebuie să fugi mult. Ce e drept că trebuie să fugi mult. Dar e ok. Și șmecher că nu prea se pot apropia ăștia de tine, știi? Că ai fugă, dai cu fuga în ei. Dai cu fuga ca becali. Și asta poți să sar pe ei. Mamă, și cum e abilitatea de sărit. Ok, mai avem o legendară acolo, Spike. Dacă aș putea să iau abilitatea. Abilitatea power, hai că l-am luat, perfect. E mult mai OP ca Mortis, oricum e mult mai OP. Deci Cioara e mult mai OP decât Mortis, părerea mea. Ok, hai că fugi și ăsta, bine. Nu vreau să mă risc, că sigur o să stea vreun cotei prin boscheți. Ia uitați, pe el primul. Ok, verificăm boscheții. Avem și un bow aici. Nu prea pot eu să-i fac nimic la el prima, adică are 6 power, mai stă și la scuteală. Ok, mai avem și aici un spike. I-am dat un poison acolo, no. O să fug pentru că nu vreau să mă risc. Nu vreau să mă risc. Și știți care e șmecheria? Că până la urmă tot o să mă oblige ca să mă bag în boschete. Da, GG man. Tot o să mă oblige ca să mă bag în boschete. Și aici ce domină foarte mult? El primo cu Bull. Sunt foarte curios din ăștia doi cine o să câștige. Eram sigur. Până la urmă cine putea să câștige. Ok, am făcut și 4.000 de trofee. Bun, mi-a dat și tokenuri. Perfect. Câte mai am? 12. E bun. Hai să vedem ce ne pică din Megabox, băieți. Pentru că cred că asta ți-a așteptat și voi și asta am așteptat și eu. O să mai deschid un Megabox și de pe shop. Imediat. Deci condițiile e să dai chip damage cu Cioara și să fugi mult. Cam asta e condiția. Ok. Hai să deschidem Megabox-ul să vedem ce o să pice. 232 gold, pardon. Poco, Jesse, Pam, Daryl, Shelly. 6 de bonus. 5 eventiches, 5 gemuri. Bineînțeles, nu mă pot aștepta la prea multe, pentru că efectiv mi-a dat în episodul trecut prea multe, ca să zic așa, ca să mai îmi dea acum ceva. Hai să deschidem și de pe shop. De pe shop acest Megabox. Deci n-are cum să mai pice ceva la câte mi-a dat data trecută. Spike, Shelly, Penny, Poco, 17 gemuri. Ho, 17 gemuri, tăticu. 17 gemuri nu e rău. Deci chiar nu e rău deloc. Nu e rău chiar deloc. Ok, o să iau de aici la ricochet 10 coinsuri. La ce aș putea să dau upgrade? Am zis că vreau să dau la ceva upgrade. Uite, Shelly deja pot să fac level power 8. Deci deja pot să fac. La Nita am zis că o să dau upgrade. Și am făcut-o power 6. Chiar pot să fac și power 7. Dar nu știu mare parte dacă Nita se merită. O să fac Franco power up. Pe Emo o să-i dau power up. Pe Nii deocamdată nu.
Și la Rick, la Poco, pardon, i-aș da Bo, trebuie neapărat să-i dau. Key Power 4, Dynamic, hai să-i dau și la Dynamic, îmi place. Am 1200, 1000 și ceva, 1100. Bull, nu știu dacă se merită să-l fac Power 7, încă sunt în dubii, ca să zic așa. Ricochet la fel, deci nu prea are rost. O să urmeze să fac Spike cu Power 6. Ok, haideți să mai dau un meci la solo pentru 10 tokenuri, să deschidem și chestul ăsta. Să fie aici pe episod, nu de alta. Ok. Hai să merg pe chestul ăsta, sper să nu se bage cineva peste mine. Pentru că cam așa sunt. Cam așa. Se bage peste tine și în sufletul tău. E în regulă, cam multe hituri în chest date, dar... Păi nu știu ce, nu înțeleg eu, frate. Legendară. Dar parcă sunt mai OP ăla de Trophy Road, cărțile de Trophy Road, decât legendară. Probabil că dacă ai power mare, te va ajuta mai mult. Știi, dacă îl ridici cu power mare. Dar... Opa, stai așa că nu, sunt în raza temului. Dar... Nu te ajută cu absolut nimic. Zici că, bă, iau legendară, sunt foarte OP, o să rup tot în cale. De unde? De unde? Că o să realizez că îți mai trebuie și power ca să faci treabă. Deci o să realizez că dacă n-ai power, mai bine joci cu un Poco sau un Bull de power 7 sau power nu știu cât. Hai că s-a terminat jmecheria, m-a luat și tureta direct. Tureta vieții și a sorții. Bă, dar mai pică și tureta aia, bă, frate mi. Chiar că am luat 3 power, e perfect până aici. L-am luat pe ăla. Opa, o să fie el primul pe aici, pe undeva. Trebuie să fie prin boss case băgat. Bă, dar numai boi, ești nebun la cap. A, deci nu o să fie el primul a murit. O să mai fie 2 boss și un bull. Well played. O să las boss să se bată. O să-i las boii să se bată. Nu vă fac jocul. Nu vă fac jocul, băteți-vă. Băteți-vă, nebunaticilor. Acum vine măduțul. Și a câștigat, perfect. Ultimul match, ultimul win. Să pună capac acestui episod, nu de alta. Ok. Da, dacă eram contra El Primo sau Bull, se termina șmecherea, adică n-aveam nicio șansă. Nicio șansă n-aveam. Ho-ho, 60 de token, mai multe decât m-am așteptat. E perfect, am făcut și 4019 trofee. Hai să-i dăm aici. Crow, Nita. Bun, e bine că mi-a dat Crow. Mă bucur pentru asta. Cam asta a fost și episodul, băieți. Nu uitați de butonul de like și de abonare dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade și vreți să mai jucăm bine cu Mortis, cu Fuga și cu Crow, să mai dăm așa din când în când să mai fugim. Spike o să-l fac neapărat, o să trebuiască să-l fac Power 6 ca să joc cu el. Legendare, nu știu dacă o să mă iau prea curând, adică la șansă de 0,0... Cât am șansă acum? 0,0096%, clar nu știu care o să fie șansele să mai iau legendară, dar merită încercat, nu de alta. Și probabil dacă o să fie pe shop, o să iau Piper-ul sau Tara. Dar 369 pentru Tara, nu aș da gemuri. Nu aș mai da. Bun. Ok, am înțeles. Cam asta a fost, nu uitați de butonul de like, noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!